Bun găsit la știrile Alfa Omega, știrile care te țin la curent cu ce se întâmplă în lumea creștină din România. Vrem să fim o sursă credibilă de informații, dar totodată vrem să fim martori și parte la lucrarea lui Dumnezeu în România. Împreună analizăm ce se întâmplă în jurul nostru și abordăm evenimentele dintr-o perspectivă creștină. Lumea în care trăim se schimbă într-un ritm alert, iar în secolul 21 încă vorbim despre războaie, crize sociale și economice, sărăcie în multe zone de pe mapamond. Pe de altă parte, tehnologia a atins noi niveluri de dezvoltare și viața oamenilor este influențată de aceste sisteme care oferă foarte multe informații. Oamenii, chiar dacă nu merg la o biserică, sunt interesați de ceea ce se întâmplă, de perspectiva spirituală asupra vremurilor de pe urmă. Să urmărim un reportaj pe această temă. Evenimentele care au loc în lume, mai ales în ultimii ani, ne confirmă că lucrurile se accelerează spre finalul despre care vorbește Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu avertizează asupra vremurilor din urmă și asupra modului în care biserica trebuie să se pregătească pentru revenirea Domnului Isus. În tot acest timp, creștinii sunt sfătuiți să împlinească voia lui Dumnezeu. Unii se pregătesc pentru anticrist, noi ne pregătim pentru Crist. Noi ne pregătim să ne întâlnim cu Domnul. Și până când Domnul ne ia la El și revine apoi în glorie, noi facem țara cu putință de locuit. Noi împiedicăm planurile diavolului. Sunt vești de războaie, dar cât ne stăm putință în răstimpul care ne-a rămas, noi aducem împărăția lui Dumnezeu și sincronizare cu calendarul lui. Unii au agende. 2030, 2000, mai știu eu cât. Dar noi promovăm și ne pregătim să fim și mai buni promotori ai agendei lui Dumnezeu. Războaiele și veștile de războaie, crizele politice, economice, sociale sau religioase care au dus la schimbări în lume sunt indicii pe care le găsim în Scriptură. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu îndeamnă creștinii să fie ca fecioarele înțelepte, pline de Duhul Sfânt. Dacă eu știu că timpul se apropie, eu trebuie să mă pregătesc. Deci nu mă duc în ziua anunții să-mi iau costum. Nu mă duc în ziua cu 5 ore înainte să îmi cumpăr cele necesare sau să mă pregătesc pentru eveniment. Ci ca un om înțelept și chibzuit îmi pregătesc toate lucrurile pas cu pas, pentru că știu că vine evenimentul și vreau să fiu pregătit. Vreau să fiu o fecioară înțeleaptă, nu proastă. Da, acolo zice neînțeleaptă, dar cuvântul este proastă, nepregătită. Eu vreau să fiu o fecioară, biserica, trupul lui Hristos din România și nu numai, să fie acea fecioară înțeleaptă care are undelemnul, care iluminează calea și este pregătită. Că mai adormim și cele neînțelepte și cele înțelepte au mai adormit. Dar important este să avem rezervele și tot iarăși trimiterea la Duhul Sfânt, că asta este. Ungerea, undelemnul este o manifestare vizibilă a Duhului Sfânt în viața credinciosului și a bisericii. Poate sună bizar ce o să zic, dar a zis, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Din păcate, noi prea mult ne axăm pe asta. Ce o să fie, cum o să fie. În schimb, Domnul a zis, treaba voastră e că atunci când vine Duhul Sfânt, veți primi o putere ca să-mi fiți martori. Cred că aici am putea să ne axăm tot mai mult. De ce? În vremuri de criză, exemplul nostru, trăirea noastră va atrage privirile oamenilor, a celor din jur. Și atunci ei caută soluții, caută răspunsuri și unde să le găsească. Dacă nu la cei care au liniște, au pace, au încredere în Dumnezeu care poate să ducă până la sfârșit, pentru că El ce a început duce până la sfârșit. Biblia îndeamnă pe urmașii Domnului Isus să fie lumini în această lume aflată în declin, în care valorile absolute sunt răsturnate. Lumea și cultura din jurul nostru parcă se strică din zi în zi și suntem chemați să fim lumină. În întunericul care este în afară, noi, ca și copiii lui Dumnezeu, suntem chemați să trăim într-un fel contra culturii, contra curentului a ceea ce se întâmplă în societate, în cultura română, europeană, mondială, pentru că cred că biserica are o chemare și o slujire profetică, aceea de a purta și de a transmite mesajul și cuvântul lui Dumnezeu pentru cultura în care trăim. Nu sunt vremuri de luat ușor, nu sunt vremuri în care trebuie să fim indiferenți, sunt vremuri foarte provocatoare pentru noi, multe lucruri sunt în declin, de aceea biserica trebuie să fie puternică, trebuie să știe viziune, să știe direcția, să știe unde mergem împreună cu Dumnezeu. Și pentru asta Cred că biserica trebuie să se roage, să fie parte a mișcărilor de rugăciune. Noi chiar la Castăplarul Ogna Mureș, Dumnezeu ne-a dat această dorință să ne întâlnim în fiecare lună, să avem o săptămână de rugăciune și deja facem asta de un an și ceva, aproape un an jumate, în care în fiecare lună avem o săptămână de rugăciune. Și căutăm pe Dumnezeu, căutăm fața lui Dumnezeu, pentru că avem nevoie de însoțirea aceasta spirituală, însoțirea Duhului. Sunt vremuri, uneori am putea să spunem tulburi, alteori putem să spunem binecuvântate, depinde cum le privim. În același timp, cred că ceea ce noi zidim în zilele acestea, în cadrul conferinței și principiile pe care le învățăm, de integritate, de caracter, de principii sănătoase în leadership, cred că ne vor ajuta să fim relevanți în vremurile în care trăim și, așa cum spuneam joi seara în prima sesiune pe care am avut-o despre împăratul David, care în generația sa a fost relevant, a slujit scopului lui Dumnezeu. Cred că dacă noi ne facem treaba cum trebuie, va fi foarte bine. Deși totul este haotic în lume, Dumnezeu își strânge poporul și întărește Biserica lui Hristos. La Alfa Omega TV puteți găsi resurse relevante pe tema înțelegerii vremurilor pe care le trăim. Anul 2024 este un an important pentru România, iar Dumnezeu cheamă biserica să discearnă aceste vremuri atât în ceea ce privește starea spirituală a națiunii, cât și evenimentele care au loc în aceste timpuri. Pentru a putea înțelege, creștinii au câteva repere pe care le pot urmări, așa cum sunt ele amintite în Biblie. Despre acești indicatori, dar și despre anul 2024 în România, vorbește pastorul Aurelian Barbu, de la Biserica Dunamis din București. Scriptura ne spune că în vremurile din urmă să privim spre Israel, pentru că acolo este un nucleu și un centru important al istoriei omenirii. Astfel, cred că Biserica din România trebuie să sprijine Israelul în rugăciune, în mijlocire, atât pentru protecție în ceea ce privește partea exterioară, cât și pentru revelația că Iisus Hristos este Mesia în ce privește partea interioară. În același timp, dincolo de granițele țării noastre se întâmplă diferite lucruri și aici mă refer la partea de nord, războiul din Ucraina. Dumnezeu ne cheamă din nou ca în mijlocire, în rugăciuni, cu autoritate, cu credință, să fim niște străjeri activi la granițele spirituale ale acestei națiuni în care Dumnezeu ne-a așezat. Apoi, în interiorul țării se întâmplă câteva lucruri foarte importante anul acesta, pornind de la alegerile locale. Este important ca să mijlocim, pentru că propășirea noastră este direct legată de propășirea cetății, a orașului, a localității în care ne-a așezat Dumnezeu. Și de aceea îndemn Biserica din România și toți cei care ascultați Alfa Omega, mijlociți ca Dumnezeu să ridice oameni în administrații, primari, consilieri, oameni care sunt așezați în aceste funcții, să aibă în inimă un spirit dumnezeiesc, de dreptate, de dragoste față de semenii lor, de credincioșie în fața lui Dumnezeu și de adevăr pe care să îl implementeze. Ei sunt așezați de Dumnezeu ca autorități, de aceea noi trebuie să mijlocim pentru ei. Cu atât mai mult, în toamnă urmează alegerile prezidențiale. Noi știm și mărturisim că Hristos este capul oricărei domnii și autorități și îl vrem pe Hristos să domnească peste România în mod spiritual și ne rugăm și mijlocim pentru lucrul acesta. Dar acum este vremea să mijlocim și pentru reprezentanți omenești care să aibă în inima lor frica de Domnul, care să își ghideze viața după principii spirituale, după legea lui Dumnezeu, care să aibă în ei o conștiință activă. Ideal ar fi să fie oameni născuți din nou. Mă refer la administrația prezidențială, iar pentru președinte să fie un om pe care Dumnezeu îl alege și îl trimite acolo. Să ne rugăm pentru orice diversiune, orice lucru. Nu fac nicio aluzie politică, dar vreau ca voia lui Dumnezeu în mod deplin să fie așezată peste națiunea aceasta. Rugăciunea și închinarea sunt elemente de bază în viața creștinilor care contribuie la apropierea de Dumnezeu. Bisericile care pun accent pe viața de rugăciune pot vedea cum impactul lor în comunitate crește, iar oamenii sunt mai sensibili la cuvântul lui Dumnezeu. De 12 ani, Biserica Vestea Bună din Drobeta Turnu Severin a început lucrarea Cer deschis peste Oltenia, din dorința ca oamenii să-L cunoască pe Domnul Isus. Regiunea Olteniei este cunoscută din punct de vedere spiritual ca una foarte dificilă, chiar aridă. Liderii Bisericii Vestea Bună din Drobeta Turnu Severin au dorit să ducă cuvântul lui Dumnezeu la inimile oamenilor din comunitate. Așa s-a născut maratonul de rugăciune și închinare Cer deschis pentru Oltenia. Noi credem că prin lauda și închinarea pe care o aducem în acest loc, zona aceasta care este o zonă foarte înțelenită din punct de vedere spiritual, terenul va fi deselenit, Duhul lui Dumnezeu va lucra. Credem că închinarea are o putere în lumea văzduhului, în lumea nevăzută, în lumea spirituală și este o armă prin care noi penetrăm, prin care noi mergem mai departe cu înaintarea Evangheliei și ne-am bucurat pentru timpul acesta. Este o nevoie a bisericii noastre pentru a avea o revelație mai mare despre închinare, despre rugăciune și vrem să ducem închinarea la un alt nivel. Credem că Domnul ne folosește în aceste vremuri în națiunea noastră ca să aducă un impact în națiune prin lauda și închinarea pe care o facem și slujim prin rugăciune și mijlocire. Creștinii spun că rugăciunea reprezintă pentru suflet și duh ceea ce este respirația pentru trup. Un creștin nu poate să existe fără rugăciune. E momentul încărcării, revelației, inspirației divine. În momentul ăla poți să primești totul, în momentul rugăciunii. Dacă este o rugăciune, o închinare profundă și așa cum Tatăl își dorește de la noi. Și consider cu adevărat că fără rugăciune Biserica Vestea Bună nu ar fi. Suntem creați să aducem bucuriei inimii Domnului. Noi suntem din El și El din noi. Închinarea este acel moment de profunzime, în relația cu El, de profunzime în petrecerea timpului cu El. Suntem gata să fim acea generație care ascultă inima Lui. Suntem gata să fim acea generație care vrea să facă pe plac, să iubească așa cum este iubită și în Oltenia vrem să antrenăm o generație pentru ceea ce urmează. Vremurile sunt aproape și El are nevoie de închinători. Biserici și case de rugăciune din țară s-au întâlnit pentru a înălța rugăciuni nu doar pentru Oltenia, ci pentru întreaga Românie. Ne-am rugat în aceste zile, conform versetului din 2 Cronici 7, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va zmeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Credem cu tărie că El s-a atins de pământurile Olteniei, de pământurile României și El tămăduiește țara noastră. Credem că împreună cu alte biserici, împreună cu alte case de rugăciune, putem să avem un aport important pentru a avea o străpungere spirituală, la nivel spiritual, în țara noastră. Bisericile au nevoie de o trezire a creștinilor. Noi avem nevoie de o trezire în viețile noastre și lauda și închinarea, rugăciunea și mijlocirea fac parte, ar trebui să facă parte din viața noastră personală. La acest maraton au participat echipe de laudă și închinare, precum și mijlocitori din Cluj-Napoca, Arad, Timișoara, Deva, Ploiești, București, Craiova și din Drobeta Turnu Severin. Credem că această viziune este una care este pe inima Domnului și vrem să avem ceea ce Domnul vrea peste țara aceasta, să înaintăm și să avem cerul deschis deasupra noastră. Până la urmă, maratonul se numește Cer deschis peste Oltenia și îl vrem peste Oltenia și peste țara noastră, peste națiunea noastră. Timp de 3 zile, participanții la maratonul Cer deschis pentru Oltenia s-au rugat și au adus laudă lui Dumnezeu. Tatăl mi-a arătat o viziune când a fost vorba să vin aici și mi-a spus că el vrea să vindece inimile oamenilor din acest loc, pentru că deseori ne ducem în acest duh de orfan și el vrea să funcționăm dintr-un duh de înfiere și asta e experiența mea de aici. Eu personal am simțit dragostea Tatălui pentru mine, dar am putut să o împărtășesc și celorlalți prin ungerea, prin harul lui Dumnezeu, prin înțelepciunea lui. Știm că atunci când venim și slujim împreună, în primul rând punem semințe aici și semințe de credință și venim și știm că există și în același timp un război spiritual de care suntem conștienți, vrem să lucrăm împreună și așteptăm să vedem roadele. Mă bucur foarte mult că am putut să fiu parte cu trupul lui Hristos din Severin la acest maraton de rugăciune și închinare, unde ne-am întărit unii pe ceilalți și am putut să înălțăm împreună numele lui Iisus Hristos, să declarăm cuvântul lui și prin muzică și prin rugăciune. În sesiunea în care am slujit aseară, am simțit cum Dumnezeu vrea să lucreze ceva nou în generația tânără, cumva vrea să ridice tineri, viteji, să lase Duhul care era peste Caleb, să meargă, să facă lucrurile lui Dumnezeu, să câștige teritorii pentru El și să facă lucrarea Lui în țară. Oamenii sunt deschiși să audă cuvântul, să asculte Evanghelia. Da, s-a văzut o schimbare. Noi am venit ca biserică schimbați în fiecare an de aici, mai uniți, mai înflăcărați, mai cu o nouă revelație, cu o nouă direcție. În cele 3 zile petrecute în rugăciune și închinare la Biserica Vestea Bună din Drobeta Turnu Severin, participanții au retrăit momentele care se întâmplau la cortul lui David, despre care vorbește Vechiul Testament. Pastorul bisericii, Dumitru Geru, a spus că după fiecare ediție s-a observat că oamenii din zonă au fost mai receptivi la cuvântul lui Dumnezeu. Și am făcut ca timp de 3 zile să avem închinare și 24 din 24, necurmată, și ne-am bucurat. Am retrăit momentele care se întâmplau la cortul lui David, când fiul lui Core și fiul lui Asaf aduceau glorie, laudă lui Dumnezeu 24 de ore din 24. S-a simțit prezența Domnului, am văzut oameni care au fost atinși de Duhul lui Dumnezeu, dar așteptările noastre sunt ca tot ceea ce s-a petrecut în lumea spirituală să vedem rezultatele care vor veni. După fiecare maraton am văzut cum biserica crește, cum oameni se întorc la Dumnezeu, cum biserici s-au deschis în această zonă, în diferite localități. Și credem că lauda și închinarea este o cheie prin care noi putem să deschidem cerul. Despre unitate ne-a învățat Mântuitorul nostru. Trăiți în legătura frățească, iubiți-vă unii pe alții și faptul că noi trăim în unitate, noi și ne strângem din toate zonele țării ca să ne focalizăm spre deselenirea acestui ogor al Domnului acestei zone. Noi credem că este și aceasta este o lovitură dată celui rău, care știm că diavolos înseamnă dezbinătorul, el vine să dezbine. Noi chemăm Duhul lui Dumnezeu care să ne unească și ne bucurăm așa de mult că multe echipe de laude și închinare din multe biserici din țară vin să ne sprijine aici, în această zonă a Olteniei. De aproape 25 de ani, Iulia Toadăr din Ploiești este implicată în biserica locală în echipa de laudă și închinare. De asemenea, participă la acest maraton de rugăciune și închinare la Drobeta Turnu Severin încă de la prima ediție. Ea spune că Dumnezeu a schimbat-o și pe ea prin această lucrare în decursul anilor și este recunoscătoare pentru că a primit răspuns la unele întrebări pe care le avea. Sunt aici de ieri, de la ora 10 și am stat 10 de ore în prezența Domnului. N-am vrut să părăsesc sala, nici să merg să dorm sau să mănânc. Și cred că pentru momentul ăsta, acum am simțit așa de dulce prezența Lui cu noi. Parcă mi-a spus că eu întotdeauna doream să știu, Doamne, numele meu este scris în Cartea Vieții. Și parcă mi-a spus astăzi că numele meu este scris în Cartea Vieții, mi-a răspuns unei întrebări pe care o am de ani de zile și mi-a trebuit orele astea în prezența Lui, în intimitate cu El, să-i laud împreună cu frații, surorile mele aici, ca să mă asigure pe mine că a plătit pentru mine. Și îmi doresc mult ca toată lumea să se întoarcă la El, ca numele lor să fie scrise în Cartea Vieții, că Domnul Iisus a plătit pentru noi, a plâns, a suferit pentru noi și vrednic. E de ajuns să laud 24 din 24, e vrednic. E vrednic, a plătit pentru noi. Ne-a împăcat cu Tatăl. Ce alte motive mai îmi trebuie? E vrednic. Și se întâmplă lucruri mari în locul ăsta. Se întâmplă lucruri mari și cred că Dumnezeu va lucra așa cum a profețit, așa cum a promis, probabil de ani de zile, liderilor de aici, cărora le mulțumim pentru jertfa lor. Și răspunde și împreună intrăm în lucrurile astea. Și îi mulțumesc că pot să fiu și eu parte din asta. Asociația Luis Palau, prin departamentul Global Network of Evangelists, în colaborare cu Hope for Nations din țările de jos și biserici evanghelice din municipiul Cluj-Napoca, organizează o seară de închinare în data de 31 mai de la ora 19 în cinematograful Florin Piersic. În cadrul acestui eveniment, William Blechovel din țările de jos va avea un mesaj din scriptură. Organizatorii invită tinerii din biserici să vină alături de prietenilor. Vor participa formații cunoscute pentru slujirea lor dedicată și plină de putere: Decean, Siloam Worship și Not an Idol. Evenimentul Re:New este oportunitatea ta să te apropii mai mult de el, să fii încurajat și motivat în a-ți reînnoi relația cu Isus. Alături de sute de tineri din Cluj și împrejurim, te invităm la acest eveniment pentru suflet, unde, împreună cu cei de la Not an Idol, Siloam Worship și Decean, va fi oportunitatea ta pentru o seară de neuitat, un loc al reînnoirii, un loc al deciziilor care contează. În data de 31 mai venim la Cluj. Acolo vom participa la evenimentul Re:New în cinema Florin Piersic, 19:00, intrarea este liberă. Așteptăm toți prietenii la Cluj în 31 mai. Ne vedem! La finalul știrilor dorim să vă lăsăm un motiv de rugăciune. Pentru noi, ca și creștini, este important să înțelegem cum să ne raportăm la Israel. Dumnezeu are un plan cu acest popor și El îl va duce la îndeplinire. Vă îndemnăm să vă rugați pentru pacea Ierusalimului și a Israelului, pentru oprirea războiului cu Hamas, pentru mântuirea evreilor și pentru ca România să fie de partea Israelului. Mai multe motive de rugăciune găsiți pe site-ul Rețeaua de Rugăciune pentru România, unde vă puteți abona pentru a primi online sau prin poștă motive de rugăciune specifice fiecărei luni. Acestea au fost știrile Alfa Omega de astăzi. Puteți urmări cele mai noi știri și reportaje creștine accesând pagina noastră de Facebook sau YouTube, știrile Alfa Omega, sau pe site-ul nostru alfaomega.tv, secțiunea știri creștine. Totodată vă reamintim că această emisiune este posibilă datorită donațiilor telespectatorilor. Așa că vă mulțumim celor care sprijiniți financiar lucrarea de emisiune prin media. Eu sunt Adriana Niță și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână binecuvântat!